Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan, la Europa FM. Domnilor și domnilor, bună dimineața, sunt Mirela Retegan și împreună cu voi, timp de o oră, încercăm să schimbăm perspectiva aici la Europa FM. Așa cum v-am promis, duminica de duminică o să facem acest exercițiu pentru că ne dorim din toată inima să învățăm pas cu pas că lucrurile pot fi privite din mai multe perspective și că atunci când se ridică un zid în fața noastră, avem. Două opțiuni. Fie ne așezăm victime și începem să ne plângem de toate greutățile care ne stau în cale, fie începem să ne punem problema cum facem să depășim zidul respectiv. Mie îmi place să spun că atunci când Dumnezeu te pune în colțul mort, ai două variante. Ori ești târâș, ori te ridici deasupra zidului. Și ca să te ridici deasupra zidului, Musai, trebuie să-ți dai seama câte variante. Și câte posibilități ai să ieși de acolo. Astăzi este o ediție specială și vă invit să rămâneți alături de mine toți cei care aveți copii. Indiferent că sunt copii mici sau copii mari, indiferent că aveți relații ușoare sau grele, vă invit să rămâneți alături de mine așa ca și susținător. Pentru că ediția de astăzi nu e una ușoară deloc. Am riscat să vă aduc în studio. Chiar pe Maia, fica mea, Maia Sorian. Bună dimineața, Maia! Bună dimineața, mamă! Îți mulțumesc foarte tare că ai acceptat să vii. Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Am avut foarte multe întrebări de-a lungul timpului legate de tine și de relația dintre noi două. Și uh, mi-am dorit să vii astăzi aici, în studio, ca un invitat. Și pentru că această schimbă perspectiva a plecat cumva din exercițiul pe care noi îl făceam acasă. În copilăria ta, atunci când te-am învățat să privești lucrurile din mai multe perspective. Cum e să fii invitată în emisiunea? Sinceră, să fiu cu tine și cu ascultătorii tăi, sunt puțin emoționată, dar cred că o să-mi treacă destul de repede. De ce ai emoții? Pentru că noi vorbim foarte mult acasă, noi două, dar așa mi se pare. mi se pare un, un mod diferit. Noi n-am mai avut audiență neapărat în discuțiile noastre și îmi doresc să spun lucrurile cum trebuie, îmi doresc să nu am, să nu fiu înțelesă în alt fel, am emoții, sincer, nu știu să zic de ce. Îți dorești ca oamenii să nu-și schimbe impresia despre mine la sfârșitul acestei emisiuni? Nu cred că au cum să-și schimbe impresia despre tine. Da, i seama că mi-e frică de răspunsurile tale Dar va trebui să vorbim un pic onest Despre felul în care noi am învățat să gestionăm lucrurile Pentru că eu tot vin aici la microfonul acestui post de radio Și la microfonul acestei emisiuni Și le spun oamenilor Creșteți copiii sănătoși și fericiți Și uh, îndrăznesc astăzi să vin să te invit pe tine în studio Ca să aflăm unde greșim noi părinții atunci când greșim din fericire, tu chiar ai crescut un copil sănătos și fericit. Și asta așa stau lucrurile. Mi se pare o întrebare foarte generală, unde greșesc părinții atunci când greșim, că sunt atât de multe momente în care, da, ei greșesc, dar nu greșesc conștient. Sunt, ai, ai, o, ai un exemplu, ai ceva mai mai concret pentru că cred că mai ai început cu cea mai generală întrebare din pe planeta asta. Acum, acum spui că părinții nu greșesc conștient, dar spunea asta și acum câțiva ani? Păi nu cred că nimeni greșește conștient. Adică okay. ori... Refuz să cred că oamenii spun ok, acum greșesc și eu știu mi că propus. greșesc, dar eu mi-am propus să greșesc. Nu? Tu când ai făcut greșelile tale în relația cu mine, tu ai crezut întotdeauna că sunt alegerile corecte. Nu neapărat să știi că au fost situații în care am uh, ales ce a fost mai simplu. În unele situații am ales ce mi-a convenit mai mult în momentul respectiv. Și trebuie să fiu onestă în fața oamenilor și să le spun asta, chiar dacă nu prea mă avantajează. Și e prima oară când îmi spui și mie asta. <laughs> Uite, de exemplu, atunci când tu ai venit, câți ani aveai când mi-ai spus că vrei să te duci la psiholog? Asta e o discuție pe care am avut-o cu Gașpar aici. Cred că 14. 14 ani. Mai ții minte cum a fost? Da. A fost uh, o zi pe care o să o țin minte toată viața. Așa. Eram în mașină, Okay. Cred că și ploa, sau nu știu dacă așa mi-aduc eu minte pentru, aminte pentru efect. Um, și după un drum întreg, am ajuns în fața casei, am parcat. În parcarea aia, țin minte că în perioada aia noi aveam foarte multe certuri în mașină și ți-am zis cu foarte mare emoție, mama, eu trebuie să mă duc la psiholog, nu reușesc să-mi gestionez singură emoțiile, nu reușesc să aveam atacuri de anxietate pentru că na, la vârsta aia ai senzația că orice se întâmplă este ultimul lucru care ți se întâmplă pe această planetă. Și eu ți-am zis asta și în secunda în care am pronunțat cuvântul psiholog tu ai început să plângi și ai făcut o criză de o oră în mașină despre ce mi-ai făcut tu mie, de ce trebuie să fac asta, uh, n-ai fost maia, N-am fost un părinte bun, eu te-am traumatizat pe tine și tu acum trebuie să mergi la psiholog, dar eu credeam că noi două avem o relație senzațională și că ne înțelegem atât de bine și că tu cu mine poți să vorbești orice. Și eu te-am da, mama, eu pot să vorbesc orice cu tine, dar eu nu pot să vorbesc cu tine despre tine. Că na, nu ai cum să fii obiectivă în situația asta. Și tu o tot ne pe -a ta, că nu e adevărat, că da, eu, tu poți să vorbești cu mine și despre mine că cu ce am greșit, ce ți-am făcut. Și după discuția aia în care tu o oră ai plâns și ai urlat și ai spus că cu ce ai greșit, eu am spus, a, ok, eu nu o să merg la psiholog și un an de zile nu am, am acceptat faptul că nu o să ajung la psiholog niciodată ca să nu te traumatizezi pe tine, să trebuiască să mergi și tu la psiholog. Și un an de zile nu a mai fost până într-un moment în care am, din fericire, am avut oameni în jurul nostru cu care tu ai vorbit în perioada aia și care ți-au deschis ochii faptul că um, mersul la psiholog nu e o chestie care li se întâmplă doar oamenilor care au probleme foarte mari. Este un lucru care te poate ajuta în creșterea ta și poate face creșterea ta mai rapidă. Dragi ascultători, copilul meu este invitat în această emisiune pentru cei care au deschis mai târziu radiorile și eu sunt doamna despre care vorbește invitata mea, că s-a poziționat în felul acesta. Știi, mai mă gândeam în timp ce povesteai tu la o altă chestie pe care mi-ai reproșat-o de foarte multe ori atunci când noi am avut discuții. Știi că eu Auzi. am zis că vii aici, să-mi spui ce nu, unde am greșit eu, dar stai că spun eu unde ai greșit ia, tu, ia să vedem. <laughs> Glumesc Hai să le uh, amintim oamenilor câți ani aveai tu când uh, s-a întâmplat scena de mai devreme? 14, 14 an. An. Asta deci se dragi, acum ani Deci dragi, dragi părinți care aveți copii adolescenți Și ei vă spun că ar vrea să vorbească cu un se spe spe specialist <laughs> Și voi refuzați să acceptați asta Să știți că nu sunteți singuri Că și eu am fost în același punct și copiii voștri, dacă vor asta, înseamnă că știu ei de ce vor asta, pentru că noi trebuie să avem încredere în ei, chiar dacă nu ne convine ceea ce își doresc la un moment dat. Mi-am amintit de nici povestai de un alt reproș pe care mi-l făceai foarte des și încă rar, e adevărat, mai apare în viața noastră, mama nu e despre tine, <gânt> nu o transforma în problema ta. Um, da, acesta este un reproș pe care, pe ți care l-am făcut destul de mult. Cred de că, că noi. Dă-mi un, 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 un exemplu. Cum adică nu e despre mine, nu o transforma în probleme? Cred că provine de la faptul că ești Zodia Leu. Așa. Sincer. Și uh, de la faptul că tu, creând toată lumea asta și fenomenul ăsta pe care l-ai creat, nu cred că ai avut foarte mult timp să te lași încurcată de oameni. Și atunci când eu veneam la tine și îți ziceam ceva legat de mine, tu ziceai, ok, cum mă afectează asta pe mine, cum îmi afectează asta mie munca, cum îmi afectează mie asta viața, la, 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 și devenea problema mea, supărările mele, tristețile mele, pentru care eu stăteam singurică în cameră și sufeream și veneam să-ți spun și brusc deveneau ale tale și eu eram acolo și nu înțelegeam ce se întâmplă? <laughs> nu cred. Mă, <laughs> wow, ce bine ai descris. Așa e, pentru că dacă e să mă gândesc foarte sincer, când tu mi-ai spus la sfârșitul liceului, terminat în vârful pandemiei, în, în mijlocul necunoscutului, mi-ai spus că nu, nu vrei să te duci la facultatea anuală. Da. Mi-am spus, nu că nu vreau să mă duc la facultatea anuală. Că eu aplicasem la niște facultăți pentru media și comunicare, pentru niște lucruri și că nu cred că asta este ce trebuie să fac și că nu că nu vreau dacă simt că mă duc degeaba că o să mă răzgândesc că um, nu o să pot să o duc la final și că cred că ar trebui să așteptăm un an să experimentez lucruri, să îmi dau seama ce trebuie să fac și tu ai spus nicio șansă, fetițo dute. Pentru că, că exact ce spuneai mai devreme. Pentru că bine, adevărul este că ție ți-a fost frică că eu mă stau acasă un an, stau da. pe pe bară un an și că nu mă mai duc niciodată. Eu îți înțeleg această frică și știu pentru că n-am fost niciodată un copil studios, căruia i-a plăcut să meargă la școală. Și atunci eu Rup înțeleg. Cărțile. Care a rupt cărțile, care trebuia să fie întotdeauna bătut de noi, să 10, fie prima. Nu, eu... nu, nu, dragi ascultători. <laughs> nu am avut parte, nu mi-a dat Dumnezeu acest cadou, un copil care să rupă cărțile Dar și să-și dorească să fie prima. Pot spune că mi-am moștenit părinții. <laughs> nu! <laughs> a început! <laughs> Știi că, vorbind acum cu tine, mi-am dat seama că, de fapt, mie nu mi-a fost frică mai de faptul că nu o să te mai duci la facultate. Așa? Apropo de uh, explicația ta de mai devreme, eu cred că mi-am făcut niște calcule și niște socotări și mă cam încurca în ăla în care tu îți doreai să stai să experimentezi și să descoperi, și nu știam cum să te gestionezi. Sincer. Cum mai gestionat în ceilalți 18 ani de păi viață? da, dar era ceva complet nou și eu ar fi trebuit să-mi activez puterea de înțelegere la un nivel foarte ridicat ca să îmi fie simplu. Și eu mai știu ce s-a întâmplat de fapt. Ce s-a întâmplat? Eu eram plecată deja de acasă de 2 ani da? și tu n-ai vrut să mă întorc acasă mai sincer, să mai locuiești cu mine încă. că am scăpat. Credeam că am scăpat și că sunt liberă. Dar veneai cu un concept complet nou pentru mine și pentru toți părinții din generația mea. Mie mi s-a părut o toană, o, o fiță, un mod de a trage mâța de coadă ideea ta că vrei să experimentezi un an și că nu te duci la facultate. M-am gândit că te-ai uitat tu prea mult la filme pe Netflix și că așa fac americanii când termină liceul, stau un an să experimenteze, dar noi nu trăim în America și viața ta nu e pe Netflix, e în realitate, așa că te-am trimis să te duci la școală. Da. Și te-ai dus. Și m-am dus în primul, meu de an, în primul meu an de facultate la Londra, în mijlocul pandemiei, pentru că în septembrie când m-am întors în 2020, în septembrie când m-am întors la Londra, s-a pus un lockdown care a durat până în decembrie. În decembrie s a oprit două săptămâni și în ianuarie a început iar un lockdown de câteva luni. M-am dus la Londra la facultate și am stat în casă, închisă în casă, n-aveam voie să mergem nici la magazin în perioada aia în, în Londra și am stat Închisă în casă, pe gri, nu am fost o singură dată la facultate, fizic, nu am, -am avut voie și am fost foarte pierdută în, în, în perioada aia. Dar m-am dus, ți-am făcut pe plac și m-am dus și am trăit niște luni groaznice, atât de groaznice încât în decembrie când am reușit să mă întorc acasă de Crăciun, tu te-ai uitat la mine o singură dată și mi-ai spus, nu există, fetița, așa ceva, tu mai stai aici. Tu mai stai aici cu mine, că tu nu ești ok. Și eu ți-am spus, ei, așa este. Ok. Și am hotărât împreună că nu te mai întorci la Londra. La Londra. Pentru că era mult prea deprimant ce se întâmpla acolo. Perioada aceea nu era uh, deloc bună pentru tine, și am stabilit că ai nevoie de soare. De soare, de viață, de oameni latini, ca noi, românii. De Barcelona! <laughs> și m-am dus la Barcelona. Și a fost foarte frumos și um, a fost o perioadă de vindecare foarte importantă pentru mine. Hai să le spunem oamenilor de ce nici măcar nu s-a luat în calcul o facultate în România. Că ne ascultă oameni și zic, da mă, bine, vă plimbați voi prin toate marile orașe europene. De ce? ai vrut tu afară? Oricât de mult iubesc România și iubesc românii și mă simt aici cum nu mă simt nicăieri altundeva, eu am știut întotdeauna despre mine, de foarte mică, că am fost făcută să mă plimb, să ies în lume, să trăiesc peste tot, să aflu tot ce se poate despre toate culturile și să fiu plimbăreață. În România, am simțit că sistemul de învățământ nu este unul care uh, mi se potrivește mie. Școala pe care am făcut-o în sistemul de învățământ românesc, pentru că, la un moment dat, m-am mutat pe cel britanic și, ulterior, am terminat liceul la Londra, nu a fost uh, o școală care să-mi pună în valoare capacitățile mele mentale. Eu știu să memorez, știu să îți pun... Uh, compunerea asta scrisă de profesoară știu să-ți o spun -o și, și să o reproduc, dar nu am simțit că mă crește în vreun fel sistemul nostru de învățământ. Nu am simțit că încearcă să îmi pună în valoare, cum am spus, capacitățile, în așa fel încât eu să ajung în viață și să știu cine sunt și să știu puterile mele ca să pot să mă duc să lucrez pe puterile mele, nu pe ce am învățat de la alții. Și asta se întâmplă afară? Da. La, um, la liceul uh, făcut uh, în Londra pot spune că profesorii, chiar dacă ei aveau o materie de predat, erau destul de înțelegători și încercau în locurile în care eu nu mă descurcam și în care eu nu reușeam să fac ce trebuie să fac, să mă învețe și atunci când făceam lucrurile bine, știau cum să-mi spună bravo și știau să pună în valoare lucrurile alea pe care eu le făceam bine și să mă învețe cum să le duc și mai departe. Adică să înțeleg că în sistemul nostru de învățământ nu aveai sentimentul că ai învățat ceva da. și că ai crescut și da. că ai evoluat, spre deosebire de sistemul celălalt în care aveai senzația că în fiecare zi înveți ceva oricât de puțin ar fi. Oricât de puțin și chiar dacă nu venea vorba de învăța ceva academic, eu tot învățam ceva despre mine, învățam ceva despre lumea în care trăim, învățam ceva despre cum să relaționez cu oamenii, eu reușeam să iau câte ceva din fiecare zi acolo. Să le spunem celor care ne ascultă că noi nu facem aici o pledoarie pentru școlile de afară. Doamne, ferește! Pur și simplu este despre metodele pe care le folosesc Profesorii în învățământ Și poate am avut eu noroc de niște profesori Ai avut și aici buni. noroc să... Și aici am avut noroc Să nu uităm cine a fost uh, mentorul tău din fragedă copilărie Persoana datorită care tu vorbești astăzi engleză <laughs> da, foarte bine Da care este teacher Lily, de este uh, proiectarea grădiniței la care ai fost tu când erai foarte mică și a fost pentru tine profesoara ta de referință. Da. Și care avea niște metode ca afară. Avea niște metode ca afară, dar era și româncă. Este, că este, Așa. în continuare. Și are forța româncelor. Dar avea și metoda, metoda de afară. Metoda bl afară, ei sunt foarte blânzi și sunt foarte înțelegători. Și, ok, nu-ți-ai făcut temele, hai să-ți le facem. Am zicea la un moment dat o fetiță că are sentimentul că atunci când e scoasă la tablă aici, de cele mai multe ori profesorul vrea să o prindă da. ca să o taxeze. Noteze, să noteze, să-i dea o notă proastă, în timp ce în alt sistem de învățământ, când ești scos la tablă, ai sentimentul că o să înveți ceva. Că o să înveți ceva sau nu neapărat că o să înveți ceva? Dar că dacă profesorul te scoate la tablă și tu apar n-ai ce trebuie să spui, nu o să-ți pună un patru în catalog și o să-ți distrugă media pe tot anul. Dar ce o, să o, să facă? o să te învețe. O să te învețe cum trebuie să faci ecuația aceea, o să te învețe cum trebuie să pui cuvintele în propoziție ca să iasă o metaforă frumoasă, o să te învețe și o să te ajute, nu o să te pedepsească. Maia Sorian este în studio, revenim să aflăm mai multe lucruri imediat după uh, pauză, pentru că vreau să ne povestești, Maia, de ce totuși te-ai hotărât să te întorci în România și să trăiești experiențele pe care vrei să le trăiești aici, ce înseamnă România pentru tine, ce înseamnă Zurli pentru tine și să ne ajuți pe noi părinții să înțelegem care sunt acele puncte în care noi putem să vă fim sprijin și susținere și unde de cele mai multe ori în loc să vă susținem vă punem pietre de moară în valizele cu care vă trimitem în lume. Le întoarcem! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Suntem la Europa FM, schimbă perspectiva în fiecare duminică de la ora 11. Astăzi am schimbat și eu perspectiva și am riscat aducând-o în studio chiar pe fica mea, pe Maia Sorian, care are 22 de ani și care este cel mai bun spectator al vieții mele. Până dimineața, Maia! Până dimineața și cel mai mare fan al vieții tale! Mulțumesc frumos! O să te las la final să le spui oamenilor de ce ești tu fanul vieții mele, dar până atunci, hai să le spunem și lucrurile acelea mai puțin plăcute din uh, povestea noastră, pentru că oamenii ne iubesc, pe noi două în special, tocmai pentru că am vorbit deschis despre relația noastră de fiecare dată când am avut ocazia. Tu nu mai menajat atunci când a trebuit să mă taxez, și oamenilor le place acest ping-pong pe care noi reușim să-l facem, și este un exemplu foarte bun pentru ei. Deseori, noi, părinții, în loc să vă susținem, vă restricționăm, vă punem pietre de, de moară în valiză, în loc să vă punem. Pene de uh, puf. puf cu care să zburați spre visurile voastre. Îți trece prin minte un moment în care ai fi vrut ca eu să privesc lucrurile diferit? Da. Cred că în, în lupta mea cu imaginea de sine mi-aș fi dorit să pri privești lucrurile diferit. Mi s-a părut că în perioada adolescenței mele. Imaginea mea de sine fiind foarte similară cu imaginea ta de sine în adolescența ta probabil a devenit imaginea noastră de sinele meu. Și um, în perioada aceea nu ai fost neapărat un ajutor în a învăța să mă iubesc pe mine, în a învăța să mă accept, în a da uh, curaj să să exist cum, cum existam eu. Cred că uh, acest subiect fiind unul atât de sensibil pentru amândouă în perioada aia, eu îmi, îmi doream cel mai mult să vin la tine și să spun că m-am îngrașat, că nu-mi place cum arăt, că mi-a ieșit cosul, coșul, ăsta, că nu știu ce, că la la la, și tu să fii un, o păturică pentru mine, să mă iei în brațe și să-mi spui că e ok, că sunt frumoasă oricum, că um, na. Dar uh, lucrurile nu au stat tocmai așa, pentru că imaginile noastre de, de sinele fiecăruia erau atât de similare, nu cred că ai reușit să te scoți din subiectiv și să te pui în obiectiv. Nu, din potrivă, eram într-o panică foarte mare că te vedeam mergând pe urmele mele. Eu toată viața am avut o luptă cu kilogramele și cu aspectul meu fizic. Niciodată nu m-am considerat o femeie frumoasă. Și în momentul în care tu ai început să mănânci compulsiv și să uh, te refugiezi în, 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 în mâncare, am intrat în panică și mi-am dat seama că vei suferi aceleași. Uh, marginalizări, aceleași frustrări, aceleași respingeri pe care eu le-am suferit și aș fi făcut orice să nu treci prin experiențele prin care eu am trecut. Și pentru că tu ai fi făcut orice să nu trec prin aceste experiențe, eu mă simțeam așa acasă. Nu mă simțeam așa în public. Dar mă simțeam marginalizată, mă simțeam diferită într-un mod negativ, acasă pentru că tu îmi spuneai cum o să mă simt așa în afară. Și atunci, eu în afară am avut de-a face cu oameni care nu au zis nimic despre asta, care probabil fiind și din gener generații total diferite, lucrurile au stat diferit. Deci stai puțin, Maia. Dacă eu acum te-aș întreba și n-aș fi mamă ta aș fi un reporter care te-ar întreba, Maia, pe tine cine te-a făcut să te simți urâtă? Ce ai răspunde? N-aș spune mama. Adică hai să nu ne ducem iar te duci, iar spun ceva și te duci în, uh, iar te în extrema mine. următoare. <laughs> nu, nu aș spune că tu m-ai făcut să mă simt așa. Dar modul în care pentru tine era o problemă atât de reală, faptul că eu mă îngrășam, mi Pus niște semne de întrebare dacă stai un pic. Că eu sunt frumoasă și așa, pentru mama, de ce este atât de important ca eu să fiu slabă? Și eu nu a trebuit să duc doar bătălia cu mine, a trebuit să duc bătălia cu tine, după aia să duc bătălia cu mine. În momentul în care tu te-ai oprit din a-mi reproșa mie cum arăt, abia atunci eu am putut să mă opresc din a mânca compulsiv și să ajung într-un loc în care eu acum sunt ok și sunt fericită cu mine. Bravo, Maia! Oprește-te aici. Pentru că, fix în acest moment, vorbim despre schimbă perspectiva. Ce a făcut mama ta în acel moment? A schimbat perspectiva. Exact, și te-ai focusat pe tine. Nu ți-ai exact. mai, ți mai pus viața Bravo, pe mine. Maya. <laughs> Bravo, Maia! Bravo! Zi, si, Maia! Și ce a mai făcut mama ta în momentul în care a schimbat perspectiva? Te-ai uitat în oglindă la tine, ai văzut ce nu-ți place la tine, ai lucrat cu tine. Și ghici ce? Și mi-ai dat mai... motivație. n-am mai așteptat să adorm tu ca să se bage în frigider cu totul. Să nu vezi. În timp ce trează fiind îți spunea să nu mai mănânci atât de mult. Și așa făceai? Da. Și așteptam să te culci ca să mănânc un kilogram de înghețată, să nu mă împar cu tine. <laughs> Glumesc, nu. Doar că în momentul în care am ales să schimb perspectiva, am început să mă concentrez pe mine. Să, dragi ascultători, Aici vorbim despre stima de sine și despre felul în care arată copiii noștri. De cele mai multe ori, copiii noștri arată așa cum îi arătăm noi pe ei. În momentul în care eu am realizat că nu pot să-i cer mai ei să facă ceva ce eu n-am fost în stare să fac, am avut curajul să schimb lucrurile. M-am așezat într-o altă poziție. Și mi-am dat seama de acolo, din perspectiva aia, că eu te puneam pe tine să faci ceea ce eu nu fusese mă în stare să fac. Eu te puneam pe tine să ai o relație bună cu mâncarea, ceea ce eu nu reușisem să fac până la vârsta aia. Eu te puneam pe tine să ai o relație bună cu uh, sportul, sportul, cu mișcarea, când eu... Eram sedentară de ani de zile. Eu te puneam pe tine să fii în acord cu. Păi, să fiu tot ce nu ești tu, tot, tot ce... ce nu erai. tot ce nu fusesem eu în stare da. să fiu. Și atunci, într-o bună zi, dragi ascultători, am ales să nu mă mai uit deloc la ce face Maia, la ce face copilul meu. Mai mult, am ales să nu mă mai uit deloc la ce nu face ea. Și să încep să fac eu. Eu am început să muncesc cu mine, să uh, umplu frigiderul de uh, produse verzi s-a înverzit frigiderul nostru, să îmi fac un program foarte clar de alimentație, să îmi fac un program de 10.000 de pași în fiecare zi, plus pilates, plus mișcare, plus alte lucruri pe care să le fac. Și încet, încet au început să dispară kilogramele și încet, încet a început să uh, se tonifieze corpul meu. Și într-o zi, mai s-a uitat la mine și a zis Aoleu! Vreau și eu. Cred că da. Uh, nu știu dacă m-am uitat la tine și am zis vreau și eu. Așa. O să fiu foarte sinceră. Uh, nu mă ajuți deloc, de <laughs> deloc nu mă ajuți. Dar. Uh, Cum a fost? Văzându-te pe tine, că tu chiar faci toate lucrurile astea, pur și simplu, din momentul în care tu ți-ai schimbat pers perspectiva în viața ta cu tine, nu am mai fost eu perspectiva ta. Și când tu te-ai focusat pe tine, mi-ai dat mie voie să nu mai trebuiască să mă lupt să te dau jos de pe mine. Știi? Okay. Și am putut să mă lupt cu mine. Că acolo trebuia eu să ajung, de fapt. Eu trebuia nu să mă lupt cu tine, nu să mă lupt cu profesorii, nu să mă... eu trebuia să mă lupt cu mine și să mă cert eu singură pe mine, nu să fac eu echipă cu mine împotriva ta. Nu, eu mă ascundeam, mâncam ciocolata ascunzându-mă de tine, nu mă simțeam prost eu față de mine că mănânc o ciocolată întreagă în 5 minute pentru că nu mă simt fericită în seara aceea. Adică atunci când noi oamenii mari, părinții voștri, ne luptăm cu voi, voi nu vă mai puneți problema propriei lupte. Exact. Pentru că trebuie să vă luptați cu, cu noi. Voi. Da. Ai mai identificat o situație din viața ta în care, tot așa, a trebuit să te lupți cu mine și nu aveai loc să te lupți tu cu tine pentru tine? În afară de um, faza cu psihologul și de faza cu, cu imaginea mea față de sine, nu cred nu îmi nu dau seama, poate nu-mi aduc aminte în momentul ăsta, poate au mai fost, dar clar n-au fost atât de importante încât eu să le țin minte astăzi. Hai să le spunem ascultătorilor că în acest an, după doi ani la Barcelona, da. de facultate, Mai a venit în luna iunie acasă, și într-o zi, după vreo 3 săptămâni în care deja stăteam acasă în vacanța de vară, așa. cu ghilimele de rigoare, pentru că nu a fost o vacanță, um, Hai să o luăm așa. Hai eu am venit acasă, așa. în iunie, în vacanță. Da. Eu, când am plecat de la Barcelona, mi-am luat rămas bun de la toată lumea și am anunțat că eu nu mă mai întorc, că nu am vorbit cu mama încă. Mama nu și-a dat acceptul, dar eu nu mă mai întorc la Barcelona, eu o să rămân acasă. După trei săptămâni de stat acasă, am venit la tine și foarte greu căutându un eu în toată perioada asta mi-am căutat cuvintele și încercam să văd cum pot să pun problema, să-ți spun că eu nu mă mai întorc la facultate pentru ce ar fi fost ultimul an, deși cred că ar fi fost un an și jumătate. Um, nu mă mai întorc la Barcelona și rămân acasă, pentru că mă dusesem la o facultate care nu mă reprezenta doar ca să mă duc la o facultate. Um, mi-am dat seama că eu fiind plecată de la 17 ani de acasă și în ultimii 5 ani locuind încă mine, aveam nevoie la m-am trezit la 22 de ani și mi-am dat seama că am nevoie de o prezență autoritară în viața mea care să mă învețe cum funcționează viața de adult. Și pentru că eu nu am fost în stare să fac asta singură. Există unii copii care pot face asta singuri. N-am fost în stare, și a trebuit să accept faptul că am nevoie să fiu înconjurată de oameni mari, nu de studenți. Și am venit acasă și ți-am spus, și ți-am spus inclusiv că dacă tu nu ești de acord și alegi să mă dai afară din casă și să uh, nu mai poți să. Adică, eu mi-am făcut niște filme care s-au dus foarte departe acum că mă uit în urmă și mă uit la relația noastră de toată viața mea. Eu întotdeauna când, chiar dacă greșisem, chiar dacă nu, eu nu am făcut corect, dacă eu am venit și ți-am cerut ajutorul, tu m-ai ajutat. Și cu toate astea, eu credeam că tu o să spui, nu e adevărat, dacă... Și, eu le ziceam prietenilor mei, dacă nu mă lasă să stau acasă, eu nu mă mai duc la facultate, văd eu unde locuiesc în România, dar eu trebuie să stau în România. Trebuie să stau în București, acasă. Deci tu credeai inclusiv faptul că ești de putea să te dau afară din casă da, că După nu toată o să relația accept. asta minunată Pe care noi o avem Da, că nu, că o să spui Știi ceva, eu stau singură de 5 ani de zile uh, Am viața mea Tu ai 22 de ani Ce faci la 22 de ani întorcându-te acasă Să stai cu maică ta Și eram Ca să înțelegi Eu eram asumată că dacă tu În discuția aia am zici Dute eu aș fi zis, ok, bine, mă duc, ce facem, ne mai vedem dacă vrei să... Dar de unde vă duceți voi în scenariile astea atât de dramatice? Că nu e doar despre tine. Toți tinerii din generația ta se duc într-un fel din ăsta foarte dramatic. Este un... nu știu, nu vreau să generalizez, dar eu știu despre mine că gândesc foarte mult. Așa. Și că în, în momentul în care um, se pune o problemă, eu gândesc și problema aia, mai gândesc încă 10, și le inventez și pe celelalte 20 care ar putea să vină la pachet cu problema respectivă. Nu știu dacă așa gândesc toți tinerii din ziua de astăzi. Dar știu că... Um, această gândire constantă cu informații luate din toate părțile, pentru că în momentul de față alergă foarte multe informații, în online, la televizor, în viața de zi cu zi, lucrurile merg foarte repede. Și acest stil rapid face să devină și creierul tău foarte rapid. Să le spunem ascultătorilor că Maia a decis că vrea să rămână cel puțin un an de zile în România, eu m-am bucurat foarte tare. Și chiar am spus iubita mea, dar orice părinte ar vrea ca la 22 de ani copilului să-și mai dorească să stea cu el. Mi s-a părut așa că sunt o super norocoasă. Până la urmă, câți ani mai avem de stat împreună? Și uh, în momentul ăsta uh, lucrăm împreună la un proiect. Da. Um, um, a, a făcut mai multe lucruri între timp în, în vară, te las pe tine să le spui așa repede pentru că mai sunt câteva minute um, vara asta am um, am fost în internship la Antold și la Neversi, la Universul Antol, și am fost la PR și la, în echipa de PR și comunicare a Ioanei Cherji și a fost cea mai frumoasă experiență de pe planeta asta. Am lucrat la festival, am apucat să mă și distrez și să mă bucur, dar am lucrat și am văzut lumea asta. Mi-a plăcut foarte tare și a venit toamna și am venit la tine și ți-am zis că mi-aș dori să urc pe scenă și să facem ceva împreună pentru că mi-aș dori să lucrez cu tine. Și în curând o să o găsiți pe Maia la Teatrul de Pelipscani, prezentând un spectacol Bucurie în Farfurie cu mascotele Zurli. Dar marea lansare, de fapt, va fi pe 10 octombrie la Sala Palatului, da. unde Maia își va cânta povestea ei și îi mulțumim lui Mihai Alexandru că ne-a ajutat să facem cântă cu asta frumos. Și începem așa, o aventură în care lumea Zurli începe să fie descoperită de tine, chiar dacă probabil ești omul care cunoaște cel mai bine facerea ei. Eu uh, spun despre mine că eu sunt, respir și exist Zurli. Așa. <laughs> Dar care a fost prețul, Maia? Că foarte multă lume ar vrea să știe, după 17 ani în care... Zurli a făcut parte din viața noastră în felul ăsta. Care crezi că a fost prețul pe care tu l-ai plătit? Eu sunt foarte fericită cu viața mea și cu prețul acesta pe care l-am plătit. Cred că um, am avut o mamă care a fost în toate părțile. Și noi două fiind, noi două singure. Că na, tu mai crescut părinte, părinte singur cu copil singur la părinți. Adică, în fi, am, noi am fost noi două. Ne-am avut una pe alta. Ne-am avut una pe alta. Exact. Și um, nu am fost doar noi două, pentru că eu te-am împărțit cu toți copiii României și fanilor Zurli, te-am împărțit cu toți oamenii care au lucrat în firmă, te-am împărțit pentru că de foarte multe ori, chiar dacă eu locuiam acasă cu tine, ei petreceau mult mai mult timp cu tine. Tu ai fost, ai avut perioade în care plecai în turneu, eu stăteam cu bunica sau stăteam cu doamna, cu genii, cu uh, prietena ta care mai trecea pe la mine. Uh, dar nu mă plâng, pentru că nu știu dacă relația noastră ar fi fost la fel de bună dacă stăteam în casă doar noi două, doar una cu cealaltă și dacă tu aveai uh, un job care îți dădea voie să nu muncești la 10 noaptea. Mulțumesc, Maia! Mulțumesc, mama! Mulțumesc pentru că mi-ai dat voie să uh, mă împart în toate părțile lumii și să știi că dacă tu nu ai fi fost un copil bun care să stea cu toată lumea, cu toate uh, tantile de la grădiniță, cu toate vecinele, cu toate prietenele, cu toate cu toți angajații mei, eu n-aș fi putut face ceea ce am construit în uh, ăștia 17 ani. Să le spunem oamenilor unde poți să te găsească dacă vor să te vadă. Pe Instagram. Pe Instagram Maia cu Y și Sorian nu retegan. Ok. Maia Sorian. <laughs> Că noi avem și nume diferite. Totuși. Totuși. Mulțumesc foarte mult. Sper că întâlnirea de astăzi cu Maia v-a oferit o altă perspectivă și vouă părinților și vouă copiilor. Lucrurile pot fi privite din multe unghiuri. Noi alegem felul în care ne poziționăm atunci când se ridică un zid în fața noastră. Ne așezăm victime la poalele lui și ne plângem sau pur și simplu schimbăm perspectiva și găsim soluții. Sunt Mirela Retegan și până duminica viitoare de fiecare dată când se ridică un zid în fața voastră, de fiecare dată când apare un obstacol, nu uitați, schimbați perspectiva. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.